aflăm astăzi la Beijing, în Palatul de Vară, și suntem la coridorul lung. Acest coridor lung are peste 10.000 de picturi și a intrat în cartea recordurilor. Pentru asta are 700 de metri lungime și 10.000 de picturi. Și uitați ce peisaj frumos este de fiecare parte. Acest lac a fost construit de Dragon Lady, împărăteasa Chinei în timpul dinastiei Qin. Dragon Lady a condus China cu mâna de fier. Se spune despre ea că în fiecare zi, la fiecare masă, trebuia să aibă exact 108 feluri de mâncare. Din fiecare lua doar câte o înghițitură. 108 este o cifră magică pentru ea. Atâtea feluri de mâncare trebuia să aibă la fiecare masă. Dragon Lady. Vă spuneam într-un film precedent că trebuia să bea și lapte de femeie care să nu aibă mai mult de 18 ani, să fie la primul copil și să fie foarte frumoasă. Tot ea se ungea cu pulbere de perle și bea pulbere de perle în apă. Uitați ce frumos! Acest lac este artificial, este construit de Dragon Lady. Și tot ea a construit și două dealuri. Iar aici sunt lotuși. Vai ce frumoși sunt! Extraordinar sunt! Vedeți măciulia aceea verde? Aia de acolo? Aceea se mănâncă. Măciulia verde. Uitați câte sunt de acolo. Am găsit-o la prânz și la micul dejun. În diverse preparate. Măciulie de lotus. 700 de metri de tunel, coridorul lung se cheamă, coridorul lung, și peste 10.000 de picturi. Este un loc înscris în cartea recordurilor. Mai arăt picturi de aici din coridorul lung. Este foarte răcoros aici, chiar dacă este august, este extrem de cald. Aici este răcoare. Bă, jur, bate așa un curent, un vânt răcoros. Chiar dacă afară nu mai vânt deloc. Și astăzi, dragilor, ați mai învățat ceva despre Dragon Lady și despre coridorul lung, 700 de metri. V-am pupat! Uite! Vă salut! Beijing!